Recepția parcului romanescu din Craiova se apropie de final. Constructorul Secemit Livesa a comunicat investitorului în speță primăria Craiova data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris încă din luna martie. La rândul său, investitorul a confirmat primirea și ca urmare a notificării terminării lucrărilor de construire, va numi Comisia de Recepție pentru Construcții și pentru Instalația Aferente. Din comisie fac parte reprezentanții primăriei a Inspectoratului de Stat în Construcții, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai Ministerului Culturii. Drept urmare, la acest moment mare parte din lucrări au fost verificate de Comisie, urmând ca în săptămâna 17-23 aprilie să se semneze procesul verbal de recepție în conformitate cu procedura legală. Recepția lucrărilor din parcul romanescu s-a efectuat în proporție de 90%. Săptămâna viitoare recepția se va încheia, se va semna procesul verbal între constructor și beneficiar, a precizat inginerul Petre Brancu, reprezentant al Secemit Livesa. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție. Trebuie precizat că recepția a început în data de 31 martie, fără reprezentantul Ministerului Culturii. Acesta a fost invitat în trei rânduri prin Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, dar nu a delegat nici până la această dată un reprezentant. Până în acest moment nu a fost desemnat un delegat din partea Ministerului Culturii care să participe la recepție. Am primit cererile de la direcție și urmează să confirmăm prezența noastră în săptămâna imediat următoare, a precizat Cristian Pelivan, purtătorul de cuvânt al Ministerului Culturii. La rândul său, reprezentantul constructorului spune că este suficient ca la recepție să participe 50 plus 1 din membrii, lipsa reprezentantului Ministerului nefiind un impediment.